Cu binecuvântarea preasfințitului părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, joi 3 octombrie 2024, în sala Europa a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, a avut loc întâlnirea de lucru semestrială a profesorilor de religie din județul Hunedoara, în prezența preasfințitului părinte Gherontie, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei. Ca la fiecare început de an, profesorii de religie s-au întâlnit pentru a primi arhiereasca binecuvântare în vederea lucrării educaționale pe care o săvârșesc, dar și pentru a primi instrucțiunile necesare procesului de învățământ particularizate pentru anul școlar 2024-2025. Preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul i-a îndemnat pe cei prezenți să intensifice relația cu elevii, dar și cu cadrele didactice care predau celelalte discipline, în vederea unei bune colaborări spre folosul celor tineri. În același timp, este necesară și colaborarea cu familiile copiilor și cu preoții care păstoresc aceste familii, mai ales acolo unde se identifică probleme de relaționare sau probleme sociale. De asemenea, preasfinția sa i-a felicitat pe toți ostenitorii catedrelor de religie pentru eforturile depuse în anii precedenți și pentru implicarea în păstrarea orei de religie în cadrul trunchiului comun de discipline de învățământ. În continuare, preacucernicul părinte Gabriel Basa, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, a făcut precizările necesare în vederea bunei desfășurări a activității didactice în anul școlar 2024-2025, în conformitate cu legislația în vigoare și cu recomandările Patriarhiei Române.